La noi s-a întâmplat o poznățat. Știa că Mișa German, bărbatul meu actual, ce-a făcut avarii cu motocicleta și femeia e decedat pe loc și lui o mână. Distrus complet era. Sunt președintele Asociației Naționale de Tratament Paliativ. Noi vorbim nu numai despre durere fizică, noi vorbim despre durere psihogenă. Se spune că și bărbații plâng câteodată.